Hello și bun venit pe canalul Vegan de România. Astăzi am pregătit pentru voi o rețetă super simplă și ușor de făcut. Chiftele, piftele, pârjoale sau cum vreți voi să le spuneți, de post, făcute din linte roșii. Într-un blender adăugați lintea hidratată. Lintea roșie se lasă la hidratat 4 ore sau peste noapte. Adăugați usturoiul și ghimbirul tocat mărunt. De asemenea, adăugați mărarul și pătrunjelul tocat. Puteți folosi chiar și coriandru verde dacă vă place. Piper negru măcinat. Chimen. Boia dulce, garam masala sau pudră de curry, ardei iute uscați sau puteți folosi un ardei iute proaspăt, tocat mărunt, bicarbonat de sodiu, zeamă de lămâie, pesmet și blenduiți totul până se formează ca o pastă. Dacă nu vreți să folosiți gluten, puteți înlocui pesmetul cu semințe de floarea soarelui. Puneți pasta blenduită într-un castron. Să ne apucăm de sotat legumele. Într-o tigaie adăugați un pic de ulei de măsline. Puteți folosi și apă dacă nu vreți să folosiți ulei. Adăugați legumele date prin răzătoare și sotați până când ceapa devine translucidă. Transferați legumele sotate în castronul cu pasta de linte și amestecați bine. Adăugați sare după gust și formați chiftelele. Le puteți face mici și rotunde, gen meatballs sau sub formă de burger, cum vreți voi, sunt foarte versatile. Le puteți prăji în ulei sau le puteți găti în cuptor la 200 de grade pentru 30 de minute. Nu vă faceți griji că vor ieși uscate. Vor fi moi și cremoase la interior, datorită legumelor sotate din compoziție, iar lintea roșie le va face ușor crocante la suprafață. Pot fi mâncate simple cu un sos de usturoi sau pot fi mâncate cu un sos de roșii tip marinara și pastă. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați un like și un share ca să vadă și alții. Și dacă vreți să fiți la curent cu ultimele rețete, apăsați butonul de subscribe. Mulțumesc mult de vizionare! Pe curând!